imediat după evenimentele din 89, în 90, criticul și istoricul de film Buji Râpeanu, împreună cu ministrul culturii de atunci, Andrei Pleșu, au pus bazele acestui studio care s-a numit inițial Editura Video, după care el s-a transformat în studioul Video Art. Evident că tot acest traseu a fost destinat filmului documentar, filmului de artă, care era totuși considerat și, din păcate, și acum e considerat un film de nișă, un film care interesează puțini oameni, dar care are valoare de document de multe ori și, de ce să nu spun, valoare de patrimoniu. După perioada Buji Râpeanu, am intrat eu în zona aceasta și am socotit, într-un fel, poate așa ca un remember al studioului Sahia, că videoartul poate să preia, într-un fel, dacă nu starea aceea a studioului Sahia și lucrurile extraordinare care s-au întâmplat acolo și documentarele, unele dintre ele de referință, să încercăm să lărgim spectrul, adică scurtmetraje, participări chiar la lungmetraje într-o formulă de coproducători, film de artă, film de cultură, film care să prezinte într-un fel lucrurile interesante, personalități interesante, pictori, sculptori, scriitori, evenimente. Un important eveniment, de exemplu, ca să iau din crâmpeiele de filme care s-au făcut la Video Art, a fost marea expoziție Corneliu Baba. Deci, după 90, după 96-97, s-a făcut la Palatul Regal o mare expoziție Corneliu Baba cu toate lucrările lui. Acolo a venit doamna Dorana Coșoveanu, Doru Segal a filmat și s-a făcut un film care reprezintă, într-un fel, opera maestrului în toată plenitudinea ei. S-a pornit de la ideea că foarte multe departamente din Ministerul Culturii au posibilitatea să comande filme. Și foarte multe direcții, cum ar fi Direcția Patrimoniu. Lucrurile acestea au durat o perioadă și poate perioada cea mai așezată din punct de vedere al formulei în care exista studioul video cu o direcție care se ocupa de studioul video și care era subordonată Ministrului Culturii, a funcționat într-un fel foarte bine. A funcționat pe vremea ministeriatului lui Caramitru cu secretar de stat Hunor Kelemen. Atunci au apărut niște filme comandate, filme de comandă, cum se făceau și la studioul Sahia, foarte multe filme de comandă, dar o comandă care intra totuși în zona unui film de elită, un film făcut bine, montat bine, adică lucrurile țineau puțin de a participa aceste filme și în competiții internaționale. Podul lui Apolodor a fost o comandă, iar a doua comandă a fost restaurarea coloanei Infinitului de la Târgu Jiu. Filmările au durat aproape 4 ani, ca și refacerea acestei coloane, iar filmul a participat în competiție la festivalul de la Montreal, fiind printre cele 20 de filme din cele 3.000 selectate și care cred eu că a reprezentat un succes sau, în orice caz, elementul Brâncuș a determinat, cred eu, și selecția și noutatea pe care o prezenta acest film, adică cum s-a restaurat, caz unic în lume, acea coloană cu mărgelele puse pe un asta. Adică erau foarte multe lucruri care
țineau și de tehnică, țineau de o inovație care s-a făcut atunci. După care aceste departamente sau aceste direcții nu au mai propus filme. Și atunci studioul Video Art a venit el cu un program, un program în fiecare an, în care fie că vorbeam despre un pictor de talie al lui Ion Bițan sau Ilfoveanu, fie că prezentam o galerie de artiști plastici, fie că prezentam o literatură, fie că prezentam o personalitate. Sunt foarte multe lucruri care deja țin de patrimoniu. E vorba de un DVD La Steaua, cu mari personalități din lumea teatrului și lumea filmului, o colaborare între Video Art și una de ceile caragiale, cu ocazia decernărilor Dr. Honoris Causa. Sunt aproape 50 de filme în care putem să ascultăm și să vedem pe Roman Polanski, pe Zanussi, pe Greenaway, pe Liviu Ciulei, pe Dina Cocea, pe Radu Beligan, pe Mihnea Gheorghiu, pe Cătălina Buzoianu, foarte mulți oameni care au fost și profesori în școală, pe care școala i-a onorat, și într-un fel patrimoniu audio-vizual se află aici la Video. Aveți o citație, domnul Stamate. Studioul acesta a intrat în coproducții, poate și datorită, hai să spunem, instinctului celor care au intrat în această echipă, o echipă mică. E vorba de Marlena Ilieșiu, e vorba de Alma Melnic, e vorba de Dan Pădure, care este extraordinar și care este un factotum. Este montor, este director de imagine, este și producător, e și consultant artistic. Nu ne-am extins, pentru că practic am făcut în sistemul care se poartă astăzi în micile studiouri din Occident, adică o echipă mică care în momentul când se realizează un film, angajează o echipă, are sediu și atunci lucrurile sunt mult mai flexibile. Aici sunteți în laboratorul primar, să spunem, al producțiilor studioului VideoArt. Evaluarea proiectelor, discuții, trimiterea Consiliului Artistic, discuțiile cu realizatorii se petrec în acest spațiu. Deci este un spațiu cu un IQ, să zicem, foarte, foarte ridicat. Colegele mele, producător Alma Melnic, Alma, și secretarul general de redacție Camelia Potop. Iar aici este biroul meu. Practic, suntem trioul, să spunem, care taie și spânzură în producțiile studioului VideoArt, glumesc. Nu tăiem, nu spânzurăm, ci încercăm să construim cât mai bine filmele alături de realizatori. Directorul de imagine al studioului VideoArt, Dănuț Pădure, a cărui imagine o puteți admira, pentru că efectiv este de admirat, în filmele lui Laurențiu Damian. Și în momentul ăsta m-am simțit ca pe o scenă când cineva... Exact, așa trebuie să te și simți că te prezint. Am fugit. Hai, te pup!
Am intrat în coproducții de tipul Crulic și ne-am bucurat că au fost totuși 40 și ceva de premii internaționale. Am intrat în coproducție cu filmul lui Netzer, Poziția copilului, iarăși un urs de aur. Când spun am intrat în coproducție, cu sume foarte mici, pentru că de regulă devizele de la video sunt între 50.000 și 100.000 de roni. Deci filmele care se fac mai mult camerale sau cu participare fie de la CNC fonduri, fie fonduri private, pe un parteneriat Ministerul Culturii și firmele care vor să intre și care susțin totuși filmul de artă. Surpriza mea cea mare a fost să văd că festivalul de la New York dedicat filmului de artă, festivalul de la Montreal, care este practic cel mai mare din lume, festivalul de la Paris, sunt festivaluri în care am constatat că se prezintă zeci și zeci de filme. Dacă noi consideram că suntem nu chiar o rudă săracă, dar în orice caz că încă mai ținem puțin de zona asta a filmului documentar, nu social, deși s-au făcut și filme pe zonă socială și filme pe zonă antropologică. E vorba de Andrei Teodorescu, care a făcut un film despre lăutari. E vorba de o colaborare cu Astra din Sibiu, care au făcut niște filme. Deci, practic, am constatat abia când am fost în Franța sau în Canada ce importanță se acordă filmului documentar de artă și despre artă. Sigur că au fost mulți oameni care au colaborat. Începând, spuneam, de la Doru Segal și terminând cu Andrei Teodorescu sau cu Francesc Mraz. În general, cred eu că am reușit ca acest studio video art să fie un intermediar între formula CNC și formula UNATC. Adică filmul documentar vine în completarea poate a unui master studențesc sau oamenii care absolvă și care vor să-și facă un CV pot să vină, evident, pe niște sume modice, dar consider că pasiunea pentru film trebuie să fie, măcar la început, mai importantă decât sume exorbitante care văd că în ultima vreme se poartă în cinemaul românesc contemporan. Figura umană, corpul, trupul, cum poetic sună, este obsesia mea. Pur și simplu mă obsedează expresivitatea a ceea ce reprezintă trupul. Trupul e adevăratul portret al personajelor mele. E un studio care evident că rezistă pentru că s-a găsit înțelegere în zona de miniștri, au înțeles pe rând și s-au perindat foarte mulți, dar au înțeles. Poate cel mai bine a înțeles Ion Caramitru, Răzvan Teodorescu, ministru Iorgulescu, adică au înțeles utilitatea acestor filme și prezentarea lor ca imagine a României, dar nu o imagine de propagandă deșanțată, ci o imagine reală, expresivă, interesantă, cu lucruri care există și care țin de frumos și care sunt prezente nu doar în festivaluri naționale sau internaționale, ci populează rafturi întregi în centre culturale și în ambasade.
E foarte important pentru un centru cultural, fără să mai invite nu știu câți realizatori, să prezinte un DVD și să facă într-o sală de 20, 30, 40 de locuri o vizionare cu frumusețile acestei țări, cu personalitățile ale acestei țări. Mi-am propus să locuiesc într-o sculptură. Într-o sculptură. Să pot să creez, să fiu înconjurat de o sculptură. Fiind într-o sculptură, eu însumi devin un element al său. Noi ne-am înscris la UNESCO cu momente importante, cum ar fi sub patrimoniu UNESCO, Ia Românească și Călușul. Vreau să vă spun, fără niciun fel de exces, de lipsă de modestie, că zona de video a contat foarte mult în apreciere. La UNESCO se fac niște dosare imense în legătură cu oportunitatea, dar imaginea a contat, pentru că nu e așa, ne aflăm în zona imaginii și filmul cu Călușul, care s-a făcut și care era absolut antropologic, pornindu-se de la istoria Călușului, cu imagini de arhivă și până la modul în care astăzi se practică, ca să nu mai spun și modul în care astăzi este oarecum distorsionată ideea de Căluș, care nu este doar un dans, ci un ritual, ca să nu mai spun de Ia Românească pe diverse zone din țară, au contat. Adică acel DVD trimis alături de un dosar imens a contat și s-a câștigat acest, să spunem, această onoare de a fi sub patrimoniu UNESCO. Deci cam asta este plaja. Încercăm acum și formula de scurtmetraj, în colaborare sau nu în colaborare, și rezistăm. Cineva spunea că totuși din 1990 până acum e un studio care produce, așa cum a produs lucruri foarte importante și studioul cinematografic condus de Lucian Pintilie, de regretatul Lucian Pintilie, pentru că într-un fel în Ministerul Culturii se spunea fratele și sora cea mică. Fratele era Pintilie cu studioul, cu filmele care le-a făcut, cu tinerii pe care i-a sprijinit, vezi Caranfil, vezi Cristi Puiu, Cristi Mungiu, Porumboiu, și sora cea mică, adică, sau fratele cel mic, cum vreți să-i spunem, video artul. Sunt niște oameni de specialitate care fac niște referate în legătură cu propunerile. Ne întâlnim și discutăm. Ne întâlnim și discutăm și cu creatorul. Deci ideea este să nu facem o separare între un om care propune un proiect și o echipă formată din critici de cinema, istorici de cinema, vezi de exemplu Dana Duma,
sau Călin Stănculescu, a fost și Cristina Corciovescu, Madi Mihailescu, să nu facem o separare. Ei trimit niște referate, noi decidem că da sau nu. Vine și creatorul, pot să fie niște lucruri care se pot schimba. În general, ne interesează un unghi de vedere, un punct de vedere asupra artei în general, asupra unui artist, asupra unui fenomen cultural, asupra unui festival important care poate să fie prezentat ca un documentar, asupra unor întâmplări din cultură care merită să fie reținute, iar o parte din material merită să fie clasat cu ajutorul studioului. S-au făcut aproape 100 și ceva de episoade în colaborare cu TVR-ul despre documentar, încă ceva în plus. A fost o emisiune în care eu invitam oamenii pe ce mai găseam în zonă, generația 60, 70, 80, 90, 2000, cu prezentarea unor filme. Se pare că ratingul, mă refer la ratingul cultural, a fost destul de bun și oamenii au descoperit, telespectatorii au descoperit lucruri inedite despre Orșova filmat de Vaieni, despre filmele din Delta făcute de Bostan, despre experimentele cinematografice ale lui Bose, despre umorul moldovenesc subtil al lui Copel Moscu, despre filmele unei Tereza Barta sau Is Trătescu, dar și mari maestri, Paula și Doru Segal, Iancu Moscu, Mirel Ieșu, adică erau emisiuni de aproape 3 episoade, 3 ore, în care aceste materiale au venit și au fost recondiționate și într-un fel pot să spun că s-a salvat ceva, s-a salvat memoria filmului documentar, inclusiv prin studioul VideoArt. Când Horea va lucra, eu nu-l pun pe traveling. Deci Horea va lucra în locul lui cu culorile, nu îl punem să se miște el lucrând. Pe mine ce mă interesează? Pe mine mă interesează așa, că un artist în fața acestei pânze albe, cum un scriitor în fața acestei coli albe, are momentul ăla în care nu știe cum, ce să facă, iar la acest tablou încep să vină altele și altele și altele. Deci am impresia că facem o mișcare cu el, după care facem o mișcare de unghi subiectiv el. Adică îl luăm de pe traveling și s-ar putea să luăm și pânza.